Salutare lume și bine ați venit nou pe Draca România. Astăzi aduc un nou clip, un clip relaționat cu mașina. Vom merge la servis și vom face mentenanța mașinii, nu? Schimbul de ulei și schimbul de filtre. Și dacă vor fi anumite chestii, de exemplu stricate la mașină, se vor repara și o să vă arăt frumos factura, să vedeți și voi cam cum sunt prețurile aici în Spania, nu? Să o faceți o comparativă între România și Spania, da? Deci, hai să mergem spre servis și să vedem cam cât ne va costa toată treaba asta. Lume, o săptămână un pic mai târziu, pentru că n-am putut să fac schimbul în acea zi. Am făcut intro, așa că mergem frumos către atelier, să facem schimbul de ulei, mentenanța care corespunde mașinii și să vedem dacă mai sunt anumite chestii care trebuie să făcute. Așa că mergem la atelierul meu de încredere, nu? Deja am mai mult de 12 ani de când vin la acest atelier. Pe lume, deja am făcut schimbul de ulei și aici frumos am factura, am plătit și o să vedem și factura anterioară, să vedem cam cât ar fi ieșit. Și aici am și factura de la schimbul de ulei actual. În momentul de față m-a costat 310 euro. A fost schimbul de ulei, schimbul de filtru de aer de la mașină, filtru de interior și filtru de combustibil. Deci cam asta e factura. Deci în momentul de față m-a costat 310 euro. Kilometri mașina. Aici sunt kilometri mașinii, matricula, 227.000 km. Din câte știu, data trecută m-a costat în jur de 68 de euro filtrul de combustibil. Deci numai filtrul de combustibil e foarte scump. În rest, filtrele alte sunt un pic mai ieftine. Deci aici practic nu scrie factură, prețul. Nu, aici nu scrie. Deci cam asta a fost schimbul de ulei pentru 30.000 de km, da? Deci cât de cât nu e un preț, să zicem așa, exagerat, nu? La un 2.0 TDI te costă în jur de 200 și un pic de euro, nu? 220 de euro, 210 euro cu filtre, cu toate chestiile. Așa că, da, totuși, ăsta e un ulei pentru 30.000 de kilometri, prețul nu mi se pare super, super mare. Oricum e un picuț în comparație cu alte schimburi de ulei simple, dar totuși. Și acum o să scoatem frumos factura anterioară să vedem cam cât ar fi fost acum câțiva ani. Și dacă tot suntem aici, vreau să vă zic o chestie. Am fost la casa oficială Audi și am întrebat cam cât m-ar costa schimbul ăsta complet al mașinii, nu schimbul ăsta de ulei. Și m-a spus băieții că în jur de 500 de euro, minim, un minim de 500 de euro. Vă dați seama, 500 de euro la 310 euro la 500 de euro, frate, deja sunt 200 de euro diferența aproape, nu? Deci o diferență destul de mare. Din punctul meu de vedere, nu știu, 500 de euro, da mă, cam doare buzunarul să dau banii și la un schimb de ulei, sincer. Hai, un 310 euro se înțelege, nu? Că e normal, trebuie să plătești și una de lucru, să plătești atelierul și anumite chestii, nu? Dar 500, nu știu eu. Bun, lăsați și mie acolo în comentarii. Că vreau și eu să știu cam cât ar costa în euro
un schimb de ulei la mașina asta în țară. Ca să fac și așa o idee, nu? Pentru că, sincer să fiu, nu am informația asta. Bă, hai să scoatem factura veche și să vedem cam cât ar fi fost schimbul de ulei acum câțiva ani. Și aici am frumos facturile. Factura din luna lui februarie 2020, ținând cont că în 2021 a fost cu pandemia și chestiile astea alte. Deci, în momentul de față, m-a costat 310 euro schimbul de ulei și în stânga am factura cu 379 de euro. Aici, dacă ne uităm bine, am și un schimb de pastile de frână de la partea din spate, mașinii, nu? Dacă mă înșel, unde scrie 90 ceva de euro, dacă mă înșel, pune aici. A, uitați-vă aici. Pastile de frână premium, 94 de euro, fix aici, în partea de sus, dacă ne uităm bine. Deci am 100 de euro practicamente numai și numai în pastile de frână, da? Ar fi fost 279 de euro în ziua de astăzi, după câțiva ani cu inflația care e în momentul de față, a urcat, să zicem așa, un 40 de euro. Da, totuși, asta e. Așa că cam asta a fost prețul, 310 euro în ziua de astăzi la un schimb de ulei la un EUD 6 cu motor 2.7. Bun, dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați acolo un like, un share, un subscribe și ne vedem în următoarele clipuri. Vă salut și numai bine!